Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să realizați un item obiectiv de evaluare, tip potrivire pe imagini sau localizare, pe platforma Learning Apps. În primul rând, va trebui să accesăm platforma. Eu o voi face de pe un browser, de pe Google Chrome. Voi scrie în bara de căutare Learning Apps. Site-ul este learningapps.org. Îl accesez. Odată accesat, trebuie să intrăm în contul nostru. În partea dreapta sus avem conectare. Apăsăm pe conectare și ni se deschide o căsuță de dialog unde trebuie să introducem adresa noastră de e-mail și parola. Dacă nu avem un cont, ne putem crea unul gratuit, apăsăm Creează cont nou. Dacă avem deja, introducem adresa de e-mail și parola și apăsăm Login. Țineți cont că elevii pot accesa joculețele create de dumneavoastră chiar și fără să aibă un cont. M-am conectat, apoi trebuie să apăs opțiunea Alcătuiește exercițiu. Apoi selectez tipul exercițiului. Voi selecta potrivire pe imagini. Îmi vor apărea trei exemple de astfel de exerciții. Eu voi alcătui un exercițiu nou cu ajutorul opțiunii Alcătuiește exercițiu nou. Mi s-a deschis fereastra în care trebuie să efectuez efectiv exercițiul. Aici trebuie să introducem mai întâi titlul exercițiului. Eu voi aborda o temă din geografie. Unitățile majore de relief din România. Cerința, în acest caz, îi voi pune să identifice pe o hartă unitățile majore de relief din țara noastră. Identificați pe hartă unitățile majore de relief din țara noastră. Și le voi ura succes. Apoi introducem imaginea de fundal, cea pe care trebuie să fixăm elementele. Eu voi alege o hartă. Apăs Alege imagine și am mai multe opțiuni. Fie iau o imagine de pe web, de pe Wikipedia, spre exemplu, pot să caut imagini, fie voi introduce adresa imaginii, fie o trag cu drag and drop în această căsuță sau dau click unde scrie Trage aici imaginea pentru a alege fișierul din computerul meu. Voi alege harta și apăs Open. Apoi urmează să fixez elementele pe hartă, prin marcatori de pe imagine. Da? Marcați în imagine. Și aici pot selecta mai multe culori. Este important să ne folosim de culori atunci când vrem să creăm mai multe categorii de elemente care trebuie identificate pe hartă. Spre exemplu, eu voi lăsa aici cu roșu unitățile de munte, cu galben unitățile de deal și podiș, cu verde unitățile de câmpie. Voi fixa câte două din fiecare pentru a vă arăta cum funcționează. Fixez un element roșu, apăs salvează și apoi text, imagine, audio sau video, pun elementul așa cum îi va apărea elevului să-l selecteze. Eu voi folosi text și voi pune Carpații Orientali. Adăugăm un alt element, apoi cu opțiunea adaug alt element, fixăm pe imagine, introduc textul, Carpații Meridionali, trec la următoarea categorie apoi, nu voi pune chiar toate elementele acum pentru că este doar un exemplu, și voi fixa cu galben două unități de podiș. Podișul Moldovei și voi pune cu galben podișul Getic. Iar cu verde voi pune Câmpia de Vest și Câmpia Română. Câmpia de Vest și ultimul element pe care îl voi adăuga, Câmpia Română. Apoi, aici la opțiunile de răspuns pentru fiecare marcator. Această opțiune este foarte importantă pentru că fie
îl pun să aleagă dintre toate elementele pe care le-am adăugat, fie atunci când face click pe un element verde, să-i apară doar variantele de răspuns ale elementelor colorate cu verde. Eu voi alege această a doua opțiune și apoi voi reveni și vă voi arăta diferența între cele două exerciții. Feedback-ul, mesajul care vrem să-i apară lui după ce termină rezolvat exercițiul în mod corect, și asistența dacă dorim să-i oferim informații suplimentare de ajutor. În acest caz, eu voi lăsa spațiul gol. Apoi apăsăm lansează și previzualizează pentru a vedea ce a ieșit în urma efectuării acestui exercițiu, realizării acestuia. Mie îmi va apărea acum exact cum le va apărea elevilor. Iată cerința, apăs OK și dacă dau pe un element roșu, îmi apar variantele de răspuns pe care le am la elementele fixate cu roșu. Dacă dau adaptează și schimb de la opțiunile de răspuns și pun afișați întotdeauna toate opțiunile de răspuns și dau din nou lansează și previzualizează, iată, când dau pe un element roșu, îmi apar toate variantele de răspuns, nu numai cele care erau colorate cu roșu. Voi salva acest exercițiu. El îmi apare și aici că a fost deja salvat în exercițiile mele, deci îl pot găsi și modifica oricând din exercițiile mele, iată, unitățile majore de relief, îl pot edita făcând click pe el și prelucrează exercițiul, dacă doresc să-l editez. Dacă doresc să-l distribui așa cum voi face eu, am linkurile mai jos. Sigur că îl pot face și exercițiu public pentru a avea și alți utilizatori acces la el. El îl voi lăsa privat momentan. Voi copia linkul web din partea dreaptă, fac click pe căsuță, click dreapta, copiază sau apăs pe acest mic clipboard din partea dreaptă. Dacă vreau să iau QR codul, pot lua QR codul, dacă vreau să incorporez embedded în livrez, dacă vreau să pun pentru full screen, ca elevului să-i apară exercițiul în full screen. Merg pe classroom-ul meu, creez o activitate, creați temă, un ca titlu unitățile majore de relief din România, exercițiu cu harta. Instrucțiuni, voi pune întâi bună ziua dragilor, rezolvați următorul șoculeț de localizare a unităților majore de relief din țara noastră. La finalul exercițiului, faceți o captură de ecran pe care să o încărcați aici ca temă. Parteză comentariu privat. Succes! Voi insera linkul prin opțiunea Adăugați link. Insereți linkul. Apăs Adăugați link. Voi lua și linkul pentru full screen. Îl voi adăuga și pe acesta. Un termenul limită, de exemplu, eu aici voi alege 4 mai. Și apăs ultimul pas, creați o temă. Și tema le-a fost trimisă elevilor. Această temă, assignment, sarcină de lucru, cum doriți să îi spuneți. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc succes în realizarea de astfel de item și vă aștept data viitoare la un nou episod din seria de realizare a itemilor de evaluare cu ajutorul Learning Apps. La revedere, dragilor!